A plouat mult, s-a încălzit, și asta a făcut ca vegetația să crească din abundență. Și nu oriunde, ci chiar pe acoperișurile blocurilor de locuințe, pe sediile firmelor sau peste tot la înălțime. Nu a fost nevoie decât de o sămânță purtată de vânt și totul s-a transformat în copaci. Unii mai mari, alții mai mici, dar toți la înălțime. Aproape pe fiecare acoperiș de bloc turn a crescut un astfel de pomișor care în timp a devenit dita mai copacul, iar niciun locatar nu s-a sinchisit să-i scoată, chiar dacă rădăcinile adânc înfipte în terasament, distrug tencuiala și chiar structura de rezistență a acoperișului, creând infiltrații la ultimul etaj. Nici sediul primăriei din Petroșan nu a scăpat și, dacă serviciul de specialitate se ocupă de toaletarea tuturor copacilor, nu la fel s-a întâmplat și cu pomișorul care a răsărit fix la geamul șefului de la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat.